Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva va beneficia de aparatură nouă printr-un proiect depus de Consiliul Județean Hunedoara prin Programul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 287.000 de lei. Secția va beneficia de un mixer medical special de oxigen care oferă administrarea de aer și oxigen controlând concentrația, rata debitului și transferul de oxigen în ATI. De asemenea, pe lista de achiziții este și un monitor de semnale vitale, un ventilator de transport necesar pentru pacienții nou-născuți atât în clinici cât și în ambulanțe și un incubator de transport. Având în vedere că maternitatea Deva este singura unitate din județ cu terapie intensivă pentru nou-născuți, este important ca aceasta să beneficieze de toate dotările necesare în vederea oferirii unor servicii medicale de înaltă calitate micuților pacienți. În prezent, multe dintre echipamentele care se află în cadrul compartimentului sunt vechi, uzate sau insuficiente pentru a face față cererilor mari și extrem de complexe. Achiziționarea echipamentelor propuse în cadrul acestui proiect ajută la desfășurarea actului medical într-un mod mai eficient și evitarea stopării activității prin defecțiuni tehnice care apar din cauza gradului ridicat de uzură al aparaturii existente, a transmis Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.